că n-ai apărut în fața la camera asta, pe canalul ăsta de viață, dacă sincer. Poate. Posibil. Salutare lume, eu sunt Hugo. Doamne ferește, mai. Salutare lume, eu sunt Mihai și bine v-am regăsit la un nou vlog. N-am avut o psormie alături de mine de foarte mult timp. Așa că astăzi trecem la posibil cea mai populară serie pe care am avut-o cât era carantină și asta era Am N-Am cu Sormea. Și am avut videoclipuri care au avut câte 400.000 și câte 500.000 de vizualizări, dacă nu mă greșesc. Hai, da, mai tare, Leon. Foarte modest. Așa că înainte să începem, las un like, las un subscribe și după cum știți treaba, dacă v-ați mai uitat la clipurile astea, am lăsat pe Instagram o căsuță unde scrieți întrebările și basically eu aleg de acolo și răspundem la întrebări. Let's go! N-am avut relații la distanță. Nu. N-ai avut relații la distanță? Nu. Dar ai avut vreo relație măcar? Nu. Nu? Nu. Dar nu te cred, deși voi la tine în față nu te cred. Nici n-am avut relații la distanță. Nu. Nu, niciodată. Eu nici relații n-am avut niciodată. Nu. Nu. Never. Uite, cu următoarea întrebare, n-am avut o relație secretă. N-am. Chit așa la mine. N-am. Semn că cineva de noi minte. Și ăsta nu sunt eu. Nu eu. N-am încercat să mă uit în telefonul Alexandrei când dormea sau făcea altceva. Nu, niciodată. Nu, dar cine întrebă mie telefonul tău? Ce poate fi mai interesant la tine în telefon decât ce am eu? Păi eu ce întreb. Nu, nu poate, nimic nu poate. Dar ce am eu interesant atât la mine? Mine nu mă interesează, eu respect... Cum se numește? Spațiul personal. Spațiul personal. Uh-huh. Eu tot îl respect pe tău. Da? Mulțumesc, ce trebuie să-ți mulțumesc că e ce trebuie să fac. Da? Să-ți dau un premiu, că știi ea... N-am dormit doar în lenjerie intimă, dar nu o să doarme așa, ok, de fapt nu, hai că eu dorm în shorts, de ăștia. Dar pe majoritatea oamenilor pe care știu dorm toți în lenjerie intimă, că e mult mai comod. Lași corpul să se relaxeze în totalitate. N-am gustat mâncare de pisici. Nu. Serios? Nu. Cum ai tu ai mâță de atâta timp și tu n-ai gustat nici măcar o dată mâncare de pisici? Eu am gustat, nu, de pisici nu l-am gustat, dar am gustat de câini. Dar nu e ră. Gen, îi pot înțelege de ce mănâncă. Nu e atât de serios, nu e atât de ră. Am gustat biscuiță de câini, nu mâncare umedă. Dar oricum spune ca mâncare de câini, că pe ambalaj e scris biscuiță pentru câini. Nu, eu te las pe tine. Nu. Te las pe tine, nu, e ok. N-am ascuns un secret comun față de părinți. Nu știu dacă avem secret comune. Nu cred că avem secret comune. Avem, dar eu secret n-am, eu n-ascund nimic. Am 18 ani, eu sunt complet transparent față de Pokémonul ăsta. N-am încercat să fac o tumbă pe stradă, dar am renunțat pentru că știam că o să cadă în cap. Tumba asta e roată? Eu nu știu, cred că asta e roată. Am. Ai? Am. De ce faci așa ceva? Dar cum scazi? Cum să faci roata și scazi? Cât de incapabil fizic trebuie să fii ca să faci roata și scazi? Trebuie să te chemi Alexandra și eu cred că e de ajuns. Doamne ferici. Și poți faci roata și să nu cazi? Fă. Amuia? Da. Nu mă pui pe gurata, amuia. Nici eu. Eu am încredere, eu știu că pot să fac, eu nu trebuie să demonstrez la nimeni nimic, înțelegi? Eu trăiesc după principiile astea. Tu singur ți-ai demonstrat azi. Dar eu nu trebuie să-mi demonstrez pentru că eu sunt sigur de capacitățile mele. Nu sunt de acord, dar eu vreau să încerci. Nu mă interesează. Eu zic să încerci. N-am sărit îmbrăcat în piscină. Da. Am. De foarte multe ori. Tu tot? Ce-ai făcut tu, ce interesant la viața ta, uite? Pentru ce tu mai trăiești? Eu dorm, eu citesc și eu beau cafea. N-am fost prins beat de către părinți. Nu. Nu. Nu, tu nu? Nu. N-aha. Nu. Aha. Nu. Aha. Nu. Da. Nu. Nici eu nu. Tu? Nu. Eu nu. Tu nu. Eu nu. 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 Tot nu. Exact. N-am făcut o prostie la școală și părinții au fost chemați. Eu nu, tu da. Nu e adevărat, eu n-am făcut niciodată, nu am fost chemat la școală pentru nimic. Eu am fost și sunt mult mai educat decât cum ai fost tu la vârsta ta. Eu... mult mai responsabil. Eu o să găsesc video pe YouTube, tot n-am și o să trimit și te-ai spui în vlog. Nu, eu nu știu despre asta ce tu... Nu știu despre ce tu vorbești efectiv. N-am fugit de la ori ca să merg undeva fără să știe părinți. uite în cameră mai întâi. Nu. Tu la tot zici nu. Nu. Dar n-am. Pați capul, nu-ți cred. Nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Întreabă colegii. N-am mințit că nu am bani doar ca să nu cumpăr ceva cuiva. Da. Și urât. Tu, da. Eu destul de responsabil și știu că e o persoană sinceră, că îmi dorește doar binele, o să-i cumpăr mereu ce are nevoie. Ceea ce nu e mai mult de 10 lei.
Am n-am mers la școală cu tema nefăcută. Eu sunt destul de responsabil ca mereu să frecventez școala. Fiecare dimineață în care mă trezesc și mă duc la școală, toate temele la toate cele 6 sau 7 lecții pe care urmează să le am sunt făcute. Repet asta încă o dată. Acum mai e real. Am l-am condus fără permis. Eu n-am condus niciodată fără permis. Eu n-am permis. N-am... Nu, asta a fost întrebarea. Doar o dată m-a urcat ca să... Dar nu era drum public, deci nu se pune ca... Nu te mișca că scârță e! Da, n-am luat bani de la părinți fără voie. Uite cum se vede minciuna pe fața ei, băi. Se vede minciuna. Se citește minciuna pe fața ta. Da. Nu? Nu, eu am banii mei proprii pe care îi câștig într-un mod cinstit. Nu. Da. N-am rămas repetent, o să văd într-o lună jumate, când am bacul. Atunci ce să vă zic. Așteptabil. N-am fost la club fără ca nimeni să nu știe. Mm-hmm. Cred că am fost la club o dată în viața mea sau două ori. Și cu prieteni, gen. Și la știa... club. Poate singură, că poate eu eram... Aveam chef să mă duc singur într-o seară la club, să fac cunoștință cu oameni noi. Și asta e ceva normal. Mihai? Nu. Pentru Mihai, nu. Diunii, tu nu mă știi. Tu nu știi doar aparențele. Tu nu mă cunoști cu adevărat, nici pe aproape. Zero. Sunt de acord. N-am călcat-o pe Milka pe coadă. Da. Nu. Tu nu? Eu n-am călcat-o. Tu îți bagi joc din mâța așa. Ba nu. Ba da. Hai să ne uităm, e pe la șine pe pata mă, ea doarme. Hai să ne uităm și cu ochi față și când vede. Așa mari, frumos. Da, spărieți, poate. N-am băut până n-am mai știut de mine. Nu. Aha. Nu. Aha. Dar nu. Da, te cred, clar. Da, corect. Da. Doamne, cât e minciune în vlogul ăsta. Încrederea. Cât e minciune în vlogul ăsta, e incredibil. Și asta e minciună, în general. Eu, adevăr. Punct. Mai ghidași. Ok, lume, deci cam asta au fost toate întrebările de pe Instagram pe care mi le-ați lăsat timp de câteva ore și restul se repetau, deci nu avem să mai repede 5 ore, n-am chiulit la școală. Dacă v-a plăcut și dacă mai doriți, n-amuri, ori whatever, împreună cu Pokémonul ăsta care azi nu prea are dispoziție și nu prea are chef de a face absolut nimic. Și data viitoare, dacă o să fii tot așa în vloguri azor la 7-lea, lasă un like, un subscribe, I don't ever dem data viitoare. Peace. Unde-i? O fugit de tine, a? Sunt masă. Aha. Mhm. Niau. Săraca psic. Bye bye.